capitolul 16 spune: Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Amin. Let's go to the Lord in prayer. Haideți să mergem înaintea Domnului în rugăciune. Father, I come before you in the name of the Son. Tată, vin înaintea ta în numele Fiului tău. I pray that you would work among us. Mă rog ca tu să lucrezi printre noi. That you would teach us. Să ne înveți. That you would transform our understanding of you. Să ne transformi modul în care noi te înțelegem. That you would teach us the most precious message ever given. Să ne înveți cel mai prețios mesaj oferit vreodată. Father, I pray that you would give wisdom. Tată, te rog să dăruiești înțelepciune. And power. Și putere. And all in the name of grace. Toate în numele Harului. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amin. You may be seated. Haideți să luăm loc. There's so much that I would like to say this evening. Sunt atât de multe lucruri pe care aș dori să le spun în această seară. But I need to do some foundational work prior to speaking about the rest. Dar înainte să vorbesc, aș dori să pun temelia la ceea ce voi spune. I want to speak for a moment about history. Aș dori să vă vorbesc câteva momente despre istorie. The reformers of the 16th century and on had a saying in Latin. Reformatorii care au apărut din secolul 16 aveau o expresie în limba latină. Semper reformanda. Semper reformanda. Which means always reforming. Ceea ce înseamnă întotdeauna transformăm. And why do we always have a need to reform? Și de ce avem întotdeauna o nevoie să transformăm, să reformăm? Because although the true church is made up of regenerate people, deși biserica este formată din oameni regenerați, schimbați, whose natures have been changed, natura lor a fost schimbată, and they have been given the Spirit of God, li s-a dăruit Duhul lui Dumnezeu, there is still a great battle with the flesh, este încă totuși o luptă cruntă. And we seem throughout history to have this tendency to walk off the path. Și am observat că de-a lungul istoriei vedem că avem această tendință să pășim de pe cale. Also from the outside, the church is constantly bombarded. În același timp, din afară, biserica este în mod constant bombardată. Paul speaks about this in 1 Timothy chapter 4. Pavel vorbește despre lucrul acesta în 1 Timotei capitolul 4. Where he says in latter times. Unde ni se spune în vremurile din urmă. And the latter times began with the death and resurrection of Christ. Și vremurile din urmă au început cu moartea și învierea Domnului Hristos. That some will fall away from the faith. Unii vor cădea de la credință. Paying attention to deceitful spirits. Vor începe să asculte de duhuri străine, înșelătoare. And doctrines of demons. Și învățăturile demonilor. Now Paul tells Timothy what he ought to do to stand against that. Pavel îi spune însă lui Timotei ce trebuie să facă pentru a se împotrivi. He tells Timothy that as a minister, his life is to be literally absorbed by the study of God's word. Îi spune lui Timotei că întreaga lui viață, practic tot ceea ce este el, trebuie să fie adâncit în studiul cuvântului lui Dumnezeu. In Romans 12:2, we hear something also for every believer. În Romani capitolul 12 versetul 2, auzim în același timp ceva care este valabil pentru fiecare credincios. We are to renew our mind with the word of God. Trebuie să ne renoim mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. We can go into the Old Testament and we see that the word of God is a lamp unto our feet. Putem să mergem în Vechiul Testament și să vedem că acest cuvânt al lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele noastre. Now I say all that to say this. Spun toate aceste lucruri pentru a zice: The church is bombarded by many things today. Biserica este mult bombardată de multe lucruri din afară.
And one of the areas where we are most attacked is with regard to the gospel of Jesus Christ. Și domeniul în care suntem atacați cel mai mult este cu privire la Evanghelia lui Iisus Hristos. What has happened? Ce s-a întâmplat? Some of us call it the gospel reductionism. Unii numesc acesta reducționismul Evangheliei. Basically, it began in the West. A început în vest. And it's made its way throughout the rest of the world. Și a început să se propage în întreaga lume. That we have taken the gospel of Jesus Christ and reduced it down to almost nothing. Am luat Evanghelia lui Iisus Hristos și am redus-o la aproape nimic. And thus we have lost the power. Și în felul acesta i-am pierdut puterea. And because we've lost the power of the gospel. Și din cauza că noi am pierdut puterea Evangheliei, we have to make the church a place of entertainment. Trebuie să transformăm biserica un loc de distracție. Almost like a circus. Well, she simply counts you. Meeting everyone's felt needs or they will not return. Să ajungem să venim în întâmpinarea nevoilor fiecăruia, pentru că altfel aceștia nu se vor întoarce în biserică. But that is not church. Dar nu asta este biserica. That is not the gospel. Nu asta este Evanghelia. And it is extremely dangerous. Și este extrem de periculoasă. Now, I want to step back one more step. Vreau să mai dau un pas înapoi and talk to you about hermeneutics. Și să vă vorbesc despre hermeneutică. Hermeneutics is simply a big word that preachers talk about in order to make themselves look very intelligent. Hermeneutica pur și simplu este un cuvânt din ala pe care îl folosesc predicatorii când vor să pare importanți. But it refers to the science of studying scripture. Dar se referă la știința de a studia cuvântul, scriptura. Now, one of the principles, unul dintre principiile, is this. Este acesta. You always do your theology in the context of the church. Întotdeauna îți realizezi teologia în contextul bisericii. Now what does that mean? Ce înseamnă asta? When you study scripture, când studiezi scriptura, and you interpret scripture, și interpretezi scriptura, and you form doctrines, și emiți doctrine, you need to go talk to the rest of the church throughout history. Trebuie să vorbești bisericii din întreaga istorie. You need to compare what you have discovered with what everyone else has discovered throughout history. Trebuie să vezi ceea ce tu ai descoperit și să compari cu ceea ce s-a descoperit în biserică în de-a lungul istoriei. If they are in agreement, dacă ei sunt în acord cu tine, and you disagree with all of them, și tu nu ești de acord cu nimic, you're probably wrong. Ai probabil că nu ai dreptate. In America today, astăzi în America, there is a gospel preached that has nothing to do with church history. Este o evanghelie predicată care nu are nicio legătură cu biserica. It's a modern phenomenon. Este un fenomen modern. And it has nothing to do with the scripture. Și nu are nimic, nicio legătură cu scriptura. We have taken the glorious gospel of Jesus Christ, am luat slăvita Evanghelia lui Iisus Hristos, and reduced it down to little steps, și am redus-o la niște pași mitite, and if we can get someone to say yes after each question, și dacă putem să convingem pe cineva să spună da după fiecare întrebare, we convince them to pray a prayer, i-am convins să se roage o rugăciune, and if they pray that prayer, și dacă s-au rugat acea rugăciune, we tell them they're saved. Le spunem sunteți mântuiți. That's not in the New Testament. Nu găsim așa ceva în Noul Testament. It's not in church history. Nu găsim așa ceva în istoria bisericii. But it's very prominent today. Dar este foarte des întâlnită astăzi. It says here in the verse 18 that the gospel of Jesus Christ is in verse 16 that the gospel of Jesus Christ is the power of God. Mi se spune în versetul 16 din Romani capitolul 1 că evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Salvation is not merely a human decision. Mântuirea nu este în principal o decizie umană. It is not merely a decision of the human will or emotion. Nu este o decizie care vine în urma voinței umane. You cannot manipulate someone to be saved. Nu poți să manipulezi pe cineva să fie mântuit. You cannot coerce someone to be saved. Nu poți să convingi pe cineva să fie mântuit. Salvation is absolutely impossible. Mântuirea este absolut imposibilă. Apart from the work of God's Spirit. În afara lucrării Duhului lui Dumnezeu. Let me just give you an example. Să vă dau un exemplu.
Today we look at a man and we say, you know you're a sinner, don't you? Ne uităm astăzi la un om și spunem, știi că ești păcătos, nu-i așa? And if he says yes, și el dacă spune da, we go to the next question. Ne ducem la următoarea întrebare. Wouldn't you like to go to heaven? Nu ai vrea să mergi în ceruri? If he says yes, dacă el spune da, we ask him another question. Spunem o altă întrebare. Would you like to pray this prayer? Ai dori să rostești această rugăciune? If he says yes, dacă el spune da, we pray with him. Ne rugăm cu el. And then after we pray with him, we ask him, did God save you? După care, dacă ne-am rugat cu el, îl întrebăm, te-a mântuit Dumnezeu? If he says that he doesn't know, dacă el spune că nu știe, we tell him, of course God saved you. Spunem, bineînțeles că Dumnezeu te-a mântuit. You prayed the prayer. Ai rostit această rugăciune. You asked him to come into your heart. I-ai cerut să vină în inima ta. If he didn't save you, he's a liar. Dacă nu te-a mântuit, înseamnă că e un mincinos. Because he said, behold, I stand at the door and knock. Pentru că el, iată, spune, eu stau la ușă și bat. And if anyone opens that door, dacă deschide cineva această ușă, I'll come into him. Eu voi intra la el. Well, now let's look at all of this for a minute. Acum haideți să ne uităm la toate aceste lucruri pentru câteva momente. First of all, the question, do you know you're a sinner? În primul rând, prima întrebare, tu știi că ești păcătos? If a man says yes, it means absolutely nothing. Dacă un om spune da, asta nu înseamnă nimic. Who asks the devil if he knows he's a sinner? Duceți-vă și întrebați diavolul dacă știe că e păcătos. He'll say, why, yes, I am. Și el spune, da, bineînțeles că sunt. And a mighty fine sinner at that. Și de fapt un mare păcătos. You see, we live in a culture that drinks down sin like water. Avem de-a face cu o societate care absorbe păcatul ca apa. We make fun of sin. Facem mișto de păcat. We laugh about sin. Râdem de păcat. When you as a Christian ask a pagan if he knows he's a sinner, it means nothing if he says yes. Când tu fiind creștin întrebi un păgân dacă el știe că este păcătos și el spune da, nu înseamnă nimic. It is your job as a preacher of the gospel to take him through the scripture and show him what that means. Trebuie tu ca un vestitor al Evangheliei de fapt să-l iei pas cu pas prin Evanghelie și să-i arăți ce înseamnă lucrul acesta. Because the question is not, do you recognize you're a sinner? Pentru că întrebarea nu este de fapt, recunoști că ești păcătos. The question is this. Întrebarea este aceasta. As you have been listening to the gospel, acum că ai ascultat Evanghelia, has God worked in your heart in such a way, a lucrat Dumnezeu în inima ta într-un asemenea mod, that the sin you once loved, you now hate, încât păcatul pe care l-ai iubit odată, acum îl urăști. And the sin that you once followed after, you now want to be free from it. Și păcatul care te-a lovit odată, vrei acum să fie eliberat de el. It's not a question of whether someone recognizes they're a sinner. Nu se pune problema dacă cineva recunoaște că este păcătos sau nu. It's has God done a work in their heart. Este Dumnezeu care a realizat o lucrare în inima lor. Did you realize that in the scripture salvation is one of, if not the greatest demonstration of God's power? Ați observat în Scriptură că una dintre cele mai mărețe, dacă nu cea mai măreață manifestare a lucrării lui Dumnezeu este mântuirea. The universe was created ex nihilo. Universul a fost creat din nimic. Out of nothing. Din nimic. But when God saves a man, dar când Dumnezeu mântuiește un om, he takes something corrupt, ia ceva corupt and vile, și strigat and depraved, și decăzut, and turns it into something holy, și îl transformă în ceva sfânt. The conversion of a man is compared to the resurrection of Jesus Christ from the dead. Convertirea în viața unui om este comparată cu învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți. That the power of God is manifested. Puterea lui Dumnezeu se manifestă. And lives are changed. Și viețile sunt schimbate. And that is not in our evangelism today. Și asta nu găsim în modul nostru de evangelizare astăzi. You know what one Romanian brother told me several years ago? Și ce mi-a spus acum câțiva ani un frate din România? He said, all your American evangelists who come over here. Toți voi evangeliștii ăștia americani care veniți aici în România. I said, they're not mine. Și am zis, ăștia nu sunt ai mei. But he said, all those American evangelists who come over here. Dar el a spus, toți acei evangeliști americani care vin aici. And they talk about thousands and thousands of Romanians who have been saved. Și vorbesc despre mii și zeci de mii de români care au fost mântuiți.
He said, if what those Americans say is true, dacă tot ce spun acei americani este adevărat, then every Romanian in my country has been saved four times. Atunci fiecare român din țara mea a fost mântuit de patru ori. You know that's true. Știți că asta este adevărat. Isn't it? Nu-i așa? My dear friend Ernesto Zacarias. Prietenul meu drag Ernesto Zacarias in Peru, din Peru, one of the most wonderful pastors in the world, cei mai minunați pastori din lume. He came to me one day in my office there in Lima, Peru. A venit odată în biroul meu din Lima, Peru, and he said, I'm never having an evangelistic crusade again in my church. Nu se organizez niciodată o cruciadă evanghelistică în biserica mea. Now this man loves souls and knocks on doors every day. Omul acesta iubește sufletele și bate la uși în fiecare zi. So I said, why aren't you going to have an evangelistic crusade? Bine, dar de ce nu ai vrea o cruciadă evanghelistică? He said, because we just had one and 100 people were saved. Pentru că tocmai am avut una și 100 au fost mântuiți. I said, that's great. Și am zis, wow, super. He said, not one of them came to church on Sunday. Și am zis, bine, dar niciunul dintre cei 100 nu a apărut la biserică duminică. You know that's true. Știți că asta este adevărat. How much commotion and activity. Cât de multă activitate. But after all the dust settles, dar după ce se așează praful, very little's been changed. Foarte puține lucruri s-au schimbat. Think about it. Gândiți-vă puțin. What is the gospel? Ce este Evanghelia? Now, if we ask a man, do you know you're a sinner? Acum, dacă întrebăm un om, știi că ești păcătos? And he says yes. Și el spune da. We quickly take him to the next question. Imediat îl ducem la următoarea întrebare. Because that's what the tract says to do. Pentru că așa ți se spune în tractatul pe care l-ai. And we say, would you like to go to heaven? Și îl întrebăm, ai vrea să mergi în cer? Have you ever had anyone say, well, no, I'd rather go to hell? A spus cineva vreodată, nu, mai degrabă aș merge în iad? Let me share with you something. Dați-mi voie să vă spun ceva. Everybody wants to go to heaven. Toată lumea vrea să meargă în cer. They just don't want God to be there when they get there. Dar ei când ajung acolo nu vor ca Dumnezeu să fie acolo. Let me give you an example. Să vă dau un exemplu. Several years ago there was a film made called What Dreams May Come. Acum câțiva ani a fost realizat un film What Dreams May Come. Ce ar putea să devină visele. It was about an agnostic doctor who dies and goes to heaven. Vorbește despre un doctor agnostic care moare și merge în cer. Because everyone in Hollywood goes to heaven. Pentru că toți cei de la Hollywood merg în cer. Except Christians. Cu excepția creștinilor. So he goes to heaven. Și merge în cer. And he meets an angel. Se întâlnește cu un înger. And he says to the angel, there's a heaven. Și spune îngerului, cerul există. Angel goes, yeah. Îngerul, da. And he goes, well, is there a God? Și atunci întreabă, există și Dumnezeu? And the angel said, yeah. Îngerul spune, da. Well, where is he? Unde este? He's up there. Iisus. Now, I want you to think about that. Vreau să vă gândiți. God no longer has place in our world. Dumnezeu nu mai are loc în lumea noastră. To suggest that man is not the center of the universe would make everyone mad. Să sugerez faptul că omul este păcătosul universului ar eleva pe toată lumea. Even though everyone says there's a God, we realize he's way away and cannot speak to us. Chiar dacă toți sunt de acord că există un Dumnezeu, toți spun nu, e prea departe și nu ne vorbește. He's in heaven. E în cer. But then we get to heaven, dar apoi ajungem în ceruri, and we've moved him one step further up. Și l-am mutat un etaj mai sus. My dear friend, prietenul meu drag, all men want heaven. Toți oamenii își doresc cerul. But that's not the question. Dar nu așa se pune întrebarea. Back in the jungle, în junglă, when they're burning off a rice field, a field full of rice, they burn it. Când ard un câmp plin de orez, when that field catches on fire, când ia câmpul acela foc, snakes run out everywhere. Șerpi fug peste tot. But there's still snakes. Dar sunt încă șerpi. Salvation does not mean that you just want to save yourself. Mântuirea nu înseamnă pur și simplu că vrei să te scapi. And remain the way you are. Și să rămâi așa cum ești. Because the question is not, do you want to go to heaven? Pentru că întrebarea nu este, vrei să mergi în cer?
The question is this. Întrebarea este aceasta. The God that you have ignored and even hated. Dumnezeul pe care până acum l-ai ignorat și chiar l-ai urât. Has he done such a work in your heart? A făcut cumva o asemenea lucrare în inima ta? That you now desire him. Încât acum îl dorești. You want him. Îl vrei pe el. You want him even more than the forgiveness of your sins. Îl vrei mai mult decât iertarea păcatelor tale. You want him even more than self-preservation. Îl vrei mai mult decât starea ta de păstrare. So the question is not, do you want to go to heaven? Așa că întrebarea nu este, vrei să mergi în cer? The question is, do you want God? Întrebarea este, îl vrei pe Dumnezeu? And then if someone says, yes, I would like to go to heaven. Apoi vine cineva și spune, da, vreau să merg în cer. We say, well, pray this prayer. Îi spunem, roagă-te această rugăciune. It'll only take 5 minutes. Nu o să dureze decât 5 minute. We have an insurance company in the United States called Geico. Avem o companie de asigurări în Statele Unite, se numește Geico. And apparently it's really easy to buy the insurance from them. Și se pare că este foarte ușor să cumperi polițe de asigurare de la ei. Because they say Geico insurance. Pentru că ei spun Geico insurance, asigurări Geico. So easy a caveman can do it. Atât de ușor încât și cel care trăiește în peșteră ar putea să-și ia o asigurare. You know what makes me nauseous? Știți ce îmi produce o stare urâtă? Is when I see church signs all over America now. Este când văd semne la biserici peste tot în America. Says salvation. Și scrie acolo mântuirea. So easy a caveman can do it. Atât de ușoară încât și un om care trăiește într-o peșteră poate să obțină. That's a contradiction of scripture. Se contrazice scriptura. A contradiction of the gospel. Se contrazice evanghelia. And a contradiction of everything every man of God has ever preached in 2000 years of Christian history. Și se contrazice tot ce au spus predicatorii creștini în istoria de 2000 de ani. The Bible says salvation is impossible. Biblia spune că mântuirea este imposibilă. And only God can do it. Și doar Dumnezeu poate să o facă. Only God. Doar Dumnezeu poate să o facă. Only God can create a world. Doar Dumnezeu poate crea o lume. Only God can recreate a man. Doar Dumnezeu poate să recreeze un om. Now just let me share with you something for a moment. Permiteți-mi să vă spun ceva pentru câteva momente. The idea of getting someone to just pray a prayer. Ideea aceasta de a convinge pe cineva să rostească pur și simplu o rugăciune. Throughout the New Testament, în întreg Noul Testament, beginning with John the Baptist, on through Jesus and on through the apostles. Începând cu Ioan Botezătorul, Isus, mai departe apostolii. John the Baptist came to Israel crying out, "Repent." Ioan Botezătorul a venit la Israel strigând, "Pocăiți-vă." In Mark chapter 1, Jesus comes to Israel. Marcu, capitolul 1, Iisus Hristos vine la Israel. And he says, the time is fulfilled. Și el spune, s-a împlinit vremea. The kingdom of God is at hand. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Repent and believe the gospel. Și credeți în Evanghelie. On the day of Pentecost, în ziua cincizecimii, when Peter got up to give the first gospel message, când Petru s-a ridicat și a rostit prima oară un mesaj despre Evanghelie, the words that came out of his mouth were repent. Cuvintele care au ieșit din gura lui au fost pocăiți-vă. Turn from your sin. Părăsiți păcatul. And throw yourself upon Christ. Și aruncați-vă înspre Hristos. Faith in Christ alone. Credința doar în Hristos. Theologically, I just want us to look for a minute at just think about the prayer. Câteva momente, din punct de vedere teologic, gândiți-vă la rugăciune. Behold, I stand at the door and knock. Iată, stau la ușă și bat. And if anyone hears my voice, dacă cineva aude vocea mea, and opens up the door, și deschide ușa, I will come into him. Voi veni la el. There's a problem. Este o problemă aici. Jesus is not talking to lost people. Aici Iisus nu se adresează celor pierduți. He's also not knocking on the door of anyone's heart. Și nu bate la ușa niciunei inimi. He's talking to a church. Vorbește unei biserici that was
not following him, care nu îl urma, and he's knocking on their front door. Și bate la ușa lor de la intrare. I have gone to many evangelists. Am mers la mulți evangeliști. And I've said, you believe in biblical interpretation, correct? Și i-am spus, credeți în interpretarea biblică? And they'll say, yes. Și spun, da. I said, you know that when you interpret Revelation 3:20 in that way, you're taking it totally out of its historical grammatical context. Știți foarte bine că luați textul din Apocalipsa și îl interpretați, îl scoateți în afara contextului, corect? And overwhelmingly their answer is this. Și în mod copleșitor, răspunsul este acesta. Yes, I know it's not what the text is saying. Da, știu că nu asta spune textul. But it works. Dar funcționează. You don't do things because they work. Nu faci lucruri pentru că funcționează. You do things because they're biblical. Faci lucruri pentru că sunt biblice. That's one of the problems today. Asta este una din problemele de astăzi. This church has 20,000 members. Această biserică are 20,000 de membri. So? Și? Is it biblical? Este biblică. Is it theologically sound? Are o teologie sănătoasă. He's got the biggest church in America. Are cea mai mare biserică din America. Okay. Okay. But he says that in his church he's never going to preach against sin. Dar a spus că în biserica lui niciodată nu va predica împotriva păcatului. I think I could have a big church if I did that. Și eu aș avea o biserică mare dacă aș face lucrul ăsta. The gospel has always been in Greek called the scandal. Evanghelia întotdeauna a fost ceea ce cuvântul în greacă este scandal. Always scandalon, the scandal. Scandal. But we have tried to take the scandal out of the gospel. Dar am încercat să luăm scandalul din Evanghelie. It's no longer offensive. Nu mai ofensează pe nimeni. And it no longer has power. Și nu mai are putere. It won't get you crucified in this world. Nu o să te crucifici în această lume. Not the way we preach it today. Nu în modul în care noi o predicăm astăzi. Now many people will go to Romans chapter 10. Mulți oameni ar merge atunci în Romani capitolul 10 and they'll say, well, it's clear here. Și spun, da, este clar aici. Verse 9 says that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. În versetul 9 se spune, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. That is true. Da, este adevărat. That's true. Adevărat. But what does it mean? Dar ce înseamnă lucrul acesta? Does it mean if you just throw a prayer up to God, he's going to save you? Înseamnă că pur și simplu dacă arunci o rugăciune către Dumnezeu, el o să te mântuiască? We have taken this text out of its context. Am luat textul afară din context. And we basically say that if at the end of witnessing the people, we can get someone to say they believe in their heart and then confess with their mouth, we can declare them saved. Și dacă după ce am făcut un serviciu de evangelizare, putem să convingem pe cineva să spună, să mărturisească cu gura că Iisus Hristos este Domn, sunt mântuiți. But this is not just a moment in time. Dar acesta nu este doar un moment în timp. The idea here is a confessional person. Ideea aici este o persoană care mărturisește în mod constant lucrul acesta. Who has been saved? O persoană care a fost mântuită. The person who confesses Christ. Persoana care mărturisește pe Hristos. As a lifestyle. Ca un mod de viață. It affects everything in them. Afectează tot ce sunt ei. It has grabbed a hold of their life and totally changed them. Le-a cuprins întreaga viață și i-a schimbat în mod total. In America, we will hear preaching like this often. De multe ori în America auzim predicare de genul acesta. You've got a great life. Ai o viață extraordinară. You've got a beautiful home. Și ai o casă frumoasă. And you've got a great job. Și ai o slujbă faină. You've got beautiful kids. Și ai copii frumoși. Your life is wonderful. Viața ta este minunată. You just lack one little thing. Nu-ți lipsește decât un singur lucru. You need Jesus too. Ai nevoie și de Iisus. If you had Jesus, he would just complement everything. Și dacă l-ai avea pe Iisus, el ar completa totul. That is not the gospel. Nu asta este Evanghelia. The gospel is everything you have is rot. Evanghelia este tot ceea ce ai tu este stricat. You are walking in death.
Mergi pe calea morții. This world is passing away. Această lume trece. And Christ is your only hope. Și Hristos este singura ta nădejde. He's not a little accessory you add to your life. Nu este pur și simplu un mic breloc pe care îl adaugi vieții tale. He is your life. El este viața ta. That's why he said, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no part with me. De aceea el spune, dacă nu mâncați din trupul meu și nu beți din sângele meu, nu veți avea parte cu mine. What he's saying is, unless I am the very sustenance of your life. Ceea ce spune acolo, dacă nu sunt eu chiar substanța vieții tale, nu ai nicio parte. Let's just look at Romans 10 for a moment in another historical context. Haideți să ne uităm la Romani 10 într-un alt context istoric. Let's say that 20 of us here are carpenters. Să zicem că 20 dintre noi sunt templari. And we're living 2000 years ago in Rome. Și trăim la Roma acum 2000 de ani. And we've been working very hard. Am muncit din greu. And it's lunchtime. Și este ora prânzului. And we're resting. Ne odihnim. We're happy. Suntem fericiți. We're eating. Mâncăm. But then all of a sudden we hear. Și dintr-o dată auzim. It's a drum. Este o tobă. We all begin to tremble. Și toți începem să tremurăm. Because we're Christians. Pentru că suntem creștini. And all of a sudden we look coming down the road. Și în momentul acela ne uităm pe stradă. And there's a group of Roman soldiers. Este un grup de soldați romani. And they're carrying an altar on their shoulders. Care un altar pe umerii lor. And it has a little bowl of incense. Și are au acolo un mic lighean cu tămâie. And a fire. Și un foc. And they come right in front of us. Vin chiar în fața noastră. And they say, și ei spun, confess Caesar as Lord. Mărturisește pe Cezar ca Domn. We stand up. Ne ridicăm. We line up in front of the altar. Ne punem în linie în fața altarului. We stand there. Și stăm acolo. The first Christian, primul creștin, says Jesus Christ is Lord. Spune Iisus Hristos este Domnul. He confesses him. Îl mărturisește. With his mouth. Cu gura lui. Because he believes in his heart. Pentru că el crede în inima lui. And he is killed. Și este ucis. And then the second one says, vine al doilea cuvânt. Jesus is Lord. Iisus este Domnul. You see how you can take a text and Americanize it? Vedeți cum puteți să luați un text și să-l americanizați? Turn it into a thing that only takes 5 minutes. Să transform doar în ceva care durează 5 minute? How are men saved? Cum sunt oamenii mântuiți? Only one way. Doar o singură cale. By the power of God's Spirit. Prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Working through the preaching of the gospel. Să lucrăm doar prin predicarea Evangheliei. They are made aware of their sin. Ei înțeleg păcatul. And they are made aware of the holiness and justice of God. Și își dau seama despre dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. And they experience a crisis. Experimentează o criză. They are confronted with a scandal. Sunt confruntați cu un scandal. Their entire hope in their own goodness is destroyed. Întreaga lor nădejde în bunurile lor este distrusă. And they throw themselves by faith on Jesus Christ. Și se aruncă asupra lui Iisus Hristos prin credință. He is not one little thing added to make their life better. Nu este un mic lucru care se adaugă vieții lor pentru ca să-și îmbunătățească viața. He becomes their life. El devine viața lor. And they are willing to die. Și sunt gata să moară. Now let's look at the message. Haideți să ne uităm la mesaj. The message. Mesajul. When I was graduating, seems like 100 years ago with my master's. Când am terminat masterul, acum 100 de ani. I was talking to two professors about working on my PhD. Vorbeam cu niște profesori privind la doctorat. And they said, "Well, what do you want to work on?" Și m-am întrebat, "Despre ce vrei să vorbești?"
And I said, the gospel. Și am zis, Evanghelia. And they said, well, you know, that's been done. Și am spus, s-a mai făcut asta. I want you to think about that for a moment. Vreau să vă gândiți câteva momente. Do you want to know one of the things you're going to be doing throughout all of eternity? Vreți să știți un lucru pe care îl veți face întreaga veșnicie? You're going to be trying to track down the glory of God revealed in the gospel of Jesus Christ. O să încercați să vedeți gloria lui Dumnezeu descoperită în Evanghelie. The gospel is not this little introductory message to Christianity. Evanghelia nu este un mesaj introductoriu la creștinism. That takes 5 minutes to share. Care durează doar 5 minute să rostești. The gospel of Jesus Christ is Christianity. Evanghelia lui Iisus Hristos este creștinismul. It is the greatest theology in all of Scripture. Este cea mai mare teologie din întreaga Scriptură. That God was in Christ. Că Dumnezeu era în Hristos. Reconciling the world to Himself. Împăcând lumea cu Sine. Years ago, Mel Gibson came out with the movie The Passion. Acum câțiva ani, Mel Gibson a realizat filmul Patimile lui Hristos. And a lot of theologians all over the country were writing emails back and forth. Și mulți teologi din întreaga țară își trimiteau mesaje pe e-mail. And I was getting emails almost every day about the film. Prin e-mail, o grămadă de mesaje despre acest film. From preachers. De la predicatori. About the great problems they had with that film. Despre marea problemă pe care aveau cu acel film. And there are serious theological problems. Și sunt probleme mari teologice. But I wrote them back. Dar le-am scris înapoi. This. Acest lucru. I'm not as bothered about Mel Gibson's film. Nu sunt atât de mult deranjat de filmul lui Mel Gibson. Of the gospel. Despre Evanghelie. As I am bothered about your preaching of the gospel. Așa cum sunt deranjat de modul în care predicați voi Evanghelia. A very well-known preacher in our country. Un foarte cunoscut predicator în țara noastră. He got on the airwaves. Mers la radio, National radio. Radio cu acoperire națională. And he said, I'm going to take an hour to explain to all my hearers the gospel. Și a spus, într-o oră, voi explica tuturor ascultătorilor Evanghelia. Turned up the radio. Am dat mai tare la radio. So excited. Eram atât de încântat. The great. Și am zis, super! So he began to talk about the gospel. Și a început să vorbească despre Evanghelie. He talked about the crown of thorns on Jesus' head. A vorbit despre coroana de spini de pe capul lui Hristos. He talked about the nails in his hands. A vorbit despre cuiele din mâinile lui. He talked about the spear in his side. A vorbit despre sulița care l-a împuns. He talked about the way the Romans beat him. A vorbit despre modul în care l-au bătut romanii. He talked about Christ carrying the cross up to Golgotha. A vorbit despre Iisus Hristos care cară crucea spre Golgota. And he talked about Christ in the garden trembling. A vorbit despre Hristos rugându-se în grădină, tremurând. Trembling and sweating drops of blood. Tremurând și transpirând sânge. Because he did not want to be crucified. Pentru că nu vroia să fie crucificat. Because crucifixion is so horrible. Pentru că a fi crucificat este un lucru oribil. He entirely missed the point of the gospel. A fost pe lângă în tot mesajul cu privire la Evanghelie. As a matter of fact, he didn't even say anything about it. De fapt, nici măcar n-a zis ceva despre Evanghelie. Now, before I explain myself, înainte să mă explic, let's go to a Germanic seminary in Europe. Haideți să mergem la un seminar în Europa. And I've just finished about 5 lectures and I'm really tired. Tocmai am încheiat 5 sesiuni și sunt foarte obosit. So I go into the library. Așa că merg la bibliotecă. That's what boring people like me do. Asta fac de obicei cei care sunt plictisiți. And so I'm looking around at all these books in German trying to find something I can read. Și mă uit la toate cărțile din bibliotecă și încerc să găsesc ceva să citesc. And there was a book called The Cross of Christ. Era o carte care se numea Crucea lui Hristos. Now, it wasn't John Stott's book. Nu era cartea lui John Stott.
Because John Stott's book is really worth reading. Pentru că merită să citești Crucea lui Hristos din John Stott. But it was by an author and it was called The Cross of Christ. Era un alt autor, dar era numită Crucea lui Hristos. So I opened it up and just began to go through it. Am deschis-o și am început să uit prin ea. When you read a lot of books, you learn how to get to the place where the author is really telling you what he believes. Când citești cărți multe, știi cum să ajungi în acea parte a cărții unde spune autorul ceea ce crede el cu adevărat. This is what he said. Uitați ce a spus el. God the Father, Dumnezeu Tatăl, looked down at Jesus on the cross. S-a uitat la Iisus Hristos pe cruce, and saw all the suffering that was inflicted upon him by the Romans. Și a văzut toată durerea care a fost adusă asupra lui de către romani. And he counted that as payment for our sins. Și a considerat aceasta plată pentru păcatul nostru. He looked at the nails in his hands. S-a uitat la cuiele de pe mâinile lui. The crown of thorns on his head. Coroana de spini pe cap. The spear in his side. Sulița din coastă. And he counted that suffering inflicted upon Christ by the hands of men as payment for our sins. Și a considerat toată acea durere asupra lui Iisus Hristos ca plată pentru păcatele lumii. If I could resurrect all the dead classical theologians from 2000 years of Christianity. Dacă aș putea să înviez dintre cei morți toți teologii clasici din 2000 de ani de istorie. That would be scary. Aia ar fi un lucru care ne-a speria. And they were sitting right here. Și dacă sta chiar aici. And John Calvin over there by himself. John Calvin bineînțeles singur în partea aia. Do you know what they would say to what I just told you? Știți ce ar spune ei cu privire la ce v-am zis eu? They would all jump up and scream, heresy, heresy, heresy. Toți s-ar ridica, ar sări și ar urla erezie. In the Latin world, and in Spanish, we call it el Evangelio Romántico. În spaniol îi spunem the Romantic Gospel. Evanghelia Romantică. Because it doesn't even begin to get to the point of the gospel. Pentru că nici măcar nu ajunge la esența Evangheliei. If you are saved here tonight, dacă ești aici mântuit în această seară, you are not saved because Christ was martyred. Nu ești mântuit din cauza că Iisus Hristos a fost martirizat. You are not saved merely because the Romans beat him up. Nu ești mântuit din cauza că romanii l-au bătut crunt. And you are not saved because they nailed him to a cross. Și nu ești mântuit din cauza că l-au crucificat. You are saved because when he was on the cross, ești mântuit pentru că atunci când el a fost pe cruce, he bore your sin. A purtat păcatul tău. And God the Father, și Dumnezeu Tatăl, crushed his only begotten son, s-a zdrobit singurului fiu, under the full force of his holy hatred for sin, sub mânia lui care se manifestă împotriva păcatului. You see, here's what you have to understand. Uitați ce trebuie să înțelegem. And again, if you don't believe me, read all the old books. Și dacă din nou nu mă credeți, citiți toate cărțile vechi. The first thing you have to understand is man is a sinner. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că omul este păcătos. That is not just a little mistake or a violation. Asta nu este doar o călcare de lege și doar o greșeală mică. It is an abomination. Este un lucru urât înaintea lui Dumnezeu. It is the vilest things. Este lucrul cel mai stricat. It is an attempt to knock God off the throne and slaughter him. Este o încercare să-l dai jos pe Dumnezeu de pe tron și să-l ucizi. Let me put it this way. Să pun în felul acesta. The Bible says, curses every man who does not abide by all the things written in the book of the law so as to perform them. Biblia spune că blestemat este cel care nu urmează toate lucrurile care sunt în lege. Do you know what it means to be under a curse? Și ce înseamnă să fii sub un blestem? It means that the sinner is so vile before God. Înseamnă că păcătosul este atât de stricat înaintea lui Dumnezeu. And before a holy heaven. Înaintea unui cer sfânt. That the last thing that sinner will hear when he takes his first step into hell. Primul lucru pe care îl va auzi acest păcătos atunci când va face primul pas în iad. Is all of creation standing to its feet and applauding God because he's rid the earth of him. Toată natura va sta și va aplauda înaintea lui Dumnezeu pentru că a curățat tot universul de acel păcătos. That is classical Christian theology.
theology. Aceasta este teologia clasică creștină. Why? Not preached anymore. Dar nu se mai predică așa ceva. Why? De ce? Big churches are better, aren't they? E mai bine să avem biserici mari, nu? I mean, we're all having such a good time. Ne distrăm toți atât de bine. Why spoil? De ce să stricăm chestia asta? Man is a sinner. Omul este păcătos. And before God, that is vile beyond description. Și înaintea lui Dumnezeu, lucrul acesta este urât. Now, the popular evangelist will also say this. Un evanghelist popular vestit ar spune și asta. The first thing I want to tell you. Primul lucru pe care vreau să ți-l spun. Is God is not an angry God. Dumnezeu nu este un Dumnezeu mânios. Well, the first thing I want to tell you. Primul lucru pe care eu vreau să vi spun. Is that God is an angry God. Este că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de mânie. And he's angry every day. Și este mânios în fiecare zi. Read Psalms chapter 7. Citiți Psalmul 7 and Psalms 11. Și 11. And you might want to throw in Psalms 5. Și s-ar putea să aruncați o privire și în Psalmul 5. Now what's the point I'm trying to make? Ce încerc eu să spun? God is holy. Dumnezeu este sfânt. God is just. Dumnezeu este drept. And God hates wickedness. Și Dumnezeu urăște nelegiuirea. And that's the word that's used in Hebrew. Și acesta este cuvântul folosit în ebraică. He hates it. Îl urăște. And he comes with wrath against it. Și vine cu mânie împotriva nelegiuirii. The Hebrew word for wrath refers to the nostrils. Cuvântul mânie în ebraică se referă la nări. The flaring of the nostrils. Când scoți flăcări pe nări. Now, one time I had someone stand up and say, God does not hate. Cineva s-a ridicat odată și a spus, nu, Dumnezeu nu urăște. Because God is love. Pentru că Dumnezeu este dragoste. And I said, no. Și eu spun, nu. God is love, therefore he must hate. Dumnezeu este dragoste, de asta trebuie să urască. Do you love Jews? Îi iubiți pe evrei? You must hate the Holocaust. Trebuie să urâți Holocaustul. Do you love children? Iubiți copiii? You must hate abortion. Trebuie să urâți avortul. You see, if God truly loves all that is righteous and pure with an almost infinite love. Dacă Dumnezeu iubește cu o iubire infinită tot ce este neprihănit. He must also hate wickedness. În același timp trebuie să urască nelegiuirea. Do you read in the newspaper about a little child raped by a pedophile? Citiți în ziar și vedeți un copil violat de un pedofil? Are you happy about that? Vă fericiți cu lucrul ăsta? Are you neutral about that? Sau stați într-o poziție neutră? Or are you angry about that? Sau vă mânie lucrul acela? And that is why scripture says God is angry every day. De aceea Scriptura spune că Dumnezeu este mânios în fiecare zi. And God's wrath would pour out on the world and finish it. Și mânia lui Dumnezeu s-ar revărsa asupra lumii și ar termina-o. If it were not for the love of God restraining his wrath. Dacă n-ar fi dragostea lui care împiedică această mânie. He says, I hold back my wrath. El spune, îmi țin acum mânia. I extend my hand to a disobedient people. Îmi întind mâna asupra acestui popor neascultător. But he constantly warns us. Dar în mod constant ne avertizează. Something that preachers in America don't talk about anymore. Ceva ce nu mai este rostit niciodată de predicatorii din America. One day he will pull back his love. Într-o zi va da la o parte dragostea lui. And the only thing left will be the wrath of God. Și tot ce va mai rămâne va fi mânia lui Dumnezeu. As it is written. Așa cum este scris. The great men of the earth will cry out for the rocks to fall upon them to hide them from the wrath of the Lamb. Oamenii mari de pe pământ se vor duce și vor striga la munți care să vină să se prăbușească asupra lor pentru ca să scape de mânia mielului. God is holy. Dumnezeu este sfânt. God is just. Dumnezeu este drept. And this presents the greatest problem in the Bible, and some of you have heard me say this 1,000,000 times. Și asta prezintă cea mai mare problemă din Biblie și mulți dintre voi m-ați auzit spunând lucrul acesta de 1,000,000 de ori. The theological problem in the scripture is this. Problema teologică din Scriptură este aceasta. If God is just, dacă Dumnezeu este drept, he cannot forgive you. Nu te poate ierta. You say, well, why not? De ce?
That just shows that you're a product of your culture. Asta deja arată că ești produsul culturii tale. You don't understand justice. Nu înțelegi ce este dreptatea. A man kills your entire family. Un om îți ucide întreaga familie. He's caught by the police red-handed. Prins de poliție. They take him to the judge. Îl duc la judecător. The judge looks down at the man who's murdered your family. Judecătorul se uită la omul care tocmai ți-a ucis întreaga familie. And he says, I'm a loving judge. Și el spune, sunt un judecător plin de dragoste. You're free to go. Ești liber să pleci. You are going to scream out, I demand justice. O să strigi, dar eu vreau dreptate. You're going to communicate with the authorities that there's a judge on the bench who's more wicked than the people he lets go. Este, vei duce la autorități și vei spune oamenilor că există un judecător care este mult mai stricat decât toți oamenii pe care îi eliberează el. So what is put forth by the Apostle Paul in Romans 3 is this. Așa că Apostolul Paul în Romani capitolul 3, lucrul pe care vrea să-l comunice este acesta. How can God be just? Cum poate Dumnezeu să fie drept? And forgive the wicked. Și să ierte pe cel nelegiuit. Because if he forgives the wicked, că dacă ajunge să-l ierte pe cel nelegiuit, he's no longer just. El nu mai este drept. As it says in Psalm, in the book of Proverbs 17:15. Așa cum ni se spune în Proverbe 17:15. He who justifies the wicked is an abomination to God. El, cel care îl iartă pe cel nelegiuit, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. So if God justifies the wicked, așa că Dumnezeu consideră neprihănit cumva pe cel nelegiuit, and that's us, adică noi, he becomes an abomination. El devine o urăciune. How can the problem be solved? Cum poate problema aceasta să fie rezolvată? The word is propitiation. Cuvântul este ispășire. It is a sacrifice given. Este o jertfă oferită. That satisfies divine justice. Care satisface dorința de dreptate divină. And makes it possible for a just God to forgive wicked men. Și face posibil ca un Dumnezeu drept să poată ierta oameni nelegiuiți. And still be just. Și în același timp să fie drept. And that's what God did in Christ. Și asta a făcut Dumnezeu în Hristos. God became a man. Dumnezeu a devenit om. And he walked on this earth as the God-man and lived a perfect life. A umblat pe acest pământ ca om Dumnezeu și a trăit o viață perfectă. And then according to the predetermined plan of God, he went to the cross. Și apoi, în conformitate cu planul hotărât dinainte al lui Dumnezeu, a mers la cruce. On the cross he bore our sin. Pe cruce el a purtat păcatul nostru. What does it say in 1 Corinthians? 2 Corinthians? În 2 Corinteni? He who knew no sin became sin. Cel care n-a cunoscut păcat a devenit păcat. He became the serpent lifted up in the wilderness. A devenit șarpele care a fost ridicat în pustie. He became the abomination. A devenit urăciunea. He became the curse. A devenit blestemul. Remember what I said? Vă aduceți aminte ce v-am spus? Cursed is every man who does not abide by all the things written in the book of the law. Blestemat este omul care nu rămâne și nu urmează toate lucrurile care sunt scrise în lege. But the following two verses say, but Christ redeemed us from the curse because he came, became a curse. Dar ni se spune în următoarele două versete că Dumnezeu, Iisus Hristos, ne poate răscumpăra de blestem din cauza că El a devenit blestem. I've heard preachers say that God turned away from His Son on the cross because He couldn't bear to see His Son. Am auzit predicatori care spun că Dumnezeu nu s-a mai uitat la cruce pentru că nu putea să sufere modul în care suferea Iisus Hristos. That's not true. Dar lucrul acesta nu este adevărat. Jesus said that God had forsook Him. Iisus Hristos ni se spune că Dumnezeu l-a părăsit. And in Hebrew in Psalms 22 the word means to forsake or abandon. Și în Psalm ni se spune că l-a părăsit sau l-a abandonat. The Father forsook him on that tree. Tatăl l-a abandonat pe acel lemn. You have sinned. Ai păcătuit. You deserve to die outside of the presence and favor of God. Meriți să mori înaintea, în afara lui Dumnezeu. Someone had to die in your place. Cineva a trebuit să moară în locul tău. Outside of the favor and presence of God. În afara prezenței lui Dumnezeu. Christ stood in your place. Hristos ți-a luat locul. And the Father forsook him. Și Tatăl l-a părăsit. And then. Apoi. Remember Jesus in the garden? Aduceți-vă aminte de Iisus Hristos în grădină? Take this cup back from me. Ia paharul acesta de la mine. Three times he prayed that. De trei ori s-a rugat. I have heard preachers say, yes, Jesus was, you know, fearing the nails and the crucifixion. Am auzit predicatori care spuneau, oh, lui Iisus Hristos era frică de moarte și de cuiele care urmau să fie bătute. No. Nu. Let me just point something out to you for a moment. Să spun ceva în evidență pentru câteva momente.
After Jesus ascended up into heaven. După ce Iisus Hristos a înălțat la cer. Since that time, countless followers of his have been crucified. Din acel moment, nenumărați creștini au fost uciși. Most of them were crucified upside down. Cei mai mulți dintre ei au fost răstigniți cu capul în jos. And covered in tar. Au fost acoperiți cu smoală. Covered in tar and lit on fire while they were alive. Și li s-a dat foc în timp ce încă erau în viață. Yet most of these Christian martyrs. Și totuși, cei mai mulți dintre acești martiri creștini went to the cross, au mers la cruce, singing hymns, cântând cântări, joyfully, plin de bucurie. So here we have the disciples of Jesus Christ dying on a cross. Avem aici ucenicii lui Iisus Hristos care mor pe cruce, singing hymns as they walk to the crucifixion, cântând cântări mergând spre răstignire. And yet the captain of their salvation, Jesus, is there crying in a garden. Și totuși, iată pe conducătorul lor Iisus Hristos plângând în grădină. Do you honestly think that our Lord and Savior, the captain of our salvation, was afraid of a Roman whip? Chiar credeți că lui Iisus Hristos, conducătorul nostru, i-a fost teamă de biciul roman? That's not what he dreaded. Nu de asta el a transpirat. He knew that when he went to that tree, el știa că atunci când se va apropia de acel nen, he would become sin. O să devină păcat. And the Father would forsake him. Și Tatăl urma să-l părăsească. What was in the cup? Ce era în pahar? Father, let this cup pass from me. Tată, lasă paharul să treacă de la mine. You don't need to know Hebrew. Nu e nevoie să știi ebraic. Just get a concordance. Ia o concordanță. Look up the word cup. Uitați-vă la acest cuvânt. Let me summarize the prophets for you. Să vă spun pe scurt ce li se spune în proroci. God, Dumnezeu, says this. Spune. Because of the wickedness and rebellion of the nations. Din cauza nelegiuirii și răzvrătirii neamurilor. I will hand them the cup of my wrath. Eu le voi da paharul mâniei mele. I will make them drink it until they are drunk. O să îi fac să bea până se îmbată. And they will stumble and they will die. O să se împiedice și o să moară. On the cross. Pe cruce. Christ took the cup of God's just and holy wrath. Hristos a luat paharul plin de mânia lui Dumnezeu. And he drank down every drop in the place of his people. Și a băut până la ultima purcătură în locul poporului său. And when he cried out, "It is finished," he turned the cup over. Și atunci când a strigat, "S-a sfârșit," a răsturnat paharul. And not one drop came out. Și n-a mai căzut nicio picătură. Let's go to Mount Moriah. Haideți să mergem pe muntele Moria. Abraham is there with Isaac. Avram este acolo cu Isaac. His only begotten son is laying on a pile of limbs. Singurul lui fiu este pe un altar. The old man grabs a knife. Își ia bătrânul un cuțit. Lays his hand on the brow of his son. Pune mâna pe fruntea copilului său. His only begotten son. Singurul lui fiu. And as he's about to bring the knife down, și momentul în care apropie cuțitul, he stopped. Se oprește. And you say, what a wonderful ending to the story. Și spui, vai ce frumos se termină povestea asta. That's not the ending. Nu acolo se termină. That's the intermission. Acolo este perioada intermediară. Thousands of years later. Mii de ani mai târziu. God takes the knife out of Abraham's hand. Dumnezeu ia cuțitul din mâna lui Avram. God lays his hand on his only begotten son. Își pune mâna pe singurul lui fiu. And God slaughters him. Și îl ucide. Under the full force of his wrath against sin. Sub marea mânie a lui împotriva păcatului. Have you never read the scriptures? N-ați citit niciodată scripturile? Isaia 53:10. It pleased the Lord to crush him. A fost plăcerea Domnului să-l zdrobească. To crush the Messiah. Să-l zdrobească pe Mesia. Because someone had to die that way. Din cauza că cineva trebuia să moară în felul acela. Under the full force of God's holy wrath and justice. Sub mânia puternică sfântă a lui Dumnezeu. And when Christ died, he paid it all. Și când Hristos a murit, a plătit totul. Once after a lecture, a student stood up. Odată după o sesiune, un student s-a ridicat. It was a secular university and they were
They were coming after me anyways. O universitate seculară și oricum încercau să mă prindă cu ceva. And he said this. Și mi-a zis. He said, I got a problem with that. Și a spus, am o problemă cu chestia asta. He said, how can one man, cum poate un singur om, suffer for a few short hours, să sufere câteva ore, and save a multitude of men, și să salveze o mulțime mare de oameni, from an eternity of suffering, dintr-o veșnicie de suferință. I said, oh son, I'm so glad you asked that question. Am spus, fiule, mă bucur atât de mult că mi-ai pus așa o întrebare. That one man, acel singur om, Jesus Christ, Iisus Hristos, could suffer for a few short hours, a putut să sufere timp de câteva ore, and save a multitude of men from an eternity in hell. Să mântuiască o mulțime mare de oameni de la o veșnicie din iad, because that one man, din cauza că acel singur om, was worth more than all of them put together. El valora mai mult decât toți oamenii ăștia puși la un pus. You take everything there is and put it in a scale. Poți să iei tot ce există și să o pui într-o balanță. Put stars and planets. Să pui stele și planete. Put crickets and clowns. Să iei glumi și să iei grei. Put men and mice. Oameni și șoareci. Put everything that there is on this side of the scale. Pune într-o parte a balanței totul. And put Jesus on the other side. Și pune pe Iisus Hristos în partea cealaltă. And his value outweighs them all. Și valoarea lui va fi mult mai mare decât tot ce este în partea cealaltă. That's why he could die. De aceea a putut el să moară. And save you from your sin. Și să te mântuiască de păcat. And on the third day rise again. Și în a treia zi să învieze. He was raised. El a fost înviat. By God. De Dumnezeu. And it demonstrated that the sacrifice he gave was enough. Și a demonstrat că jertfa pe care a dus-o era destul. It was God's public declaration that it is finished. A fost declarația publică a lui Dumnezeu că s-a încheiat. And this Christ who was raised. Și acest Hristos care a fost înviat. He ascended up to heaven. S-a ridicat la ceruri. Where he sits down at the right hand of God. Unde stă la dreapta lui Dumnezeu. And the apostles tell us this. Și apostolii ne spun. God commands all men everywhere to repent. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de betutindeni să se pocăiască. To count their worth as worthless. Să își ia valoarea lor și să o considere fără niciun fel de valoare. To count their good works as filthy rags. Să își considere fapte bune ca niște cârpe murdare. To count their best morality as filthy rebellion. Să considere moralitatea lor perfectă ca o răzvrătire murdară. And to throw themselves on Christ by faith. Și să se arunce asupra lui Iisus Hristos prin credință. It is not Jesus plus you. Nu este Iisus Hristos plus tine. It is not 99% Jesus and 1% you. Nu este 99% din Iisus și 1% din tine. Christ has done it all. Hristos a făcut totul. Trust in him. Încrede-te în el. Stop trusting in your own works. Nu te mai încrede în faptele tale. And trust in Christ. Și încrede-te în Hristos. And the one who believes in him shall be saved. Și cel care va crede în el va fi mântuit. And those who come to him will not be disappointed. Și toți care vor veni la el nu vor fi niciodată dezamăgiți. And if you say this very night. Și dacă spui cumva în această seară. I believe. Cred. Know this. Să știi asta. That countless millions of people say the same thing. Că milioane de oameni, fără număr, spun același lucru. And their life never changes. Și viața lor nu se schimbă niciodată. Why? De ce? The Bible speaks of a faith that is no faith. Biblia vorbește despre o credință care de fapt nu e credință. And a faith that is vain. O credință care n-are nicio valoare. And a faith that cannot save. O credință care nu poate mântui. You say, well, how will I know? Și mă întreb, dar de unde să știu? You will know them by their fruits. Îi veți cunoaște după roadele lor. You are saved only by faith. Only by faith. Ești mântuit doar prin credință. But when a person is saved, if any man be in Christ, he becomes a new creature. Dar când un om este mântuit, când un om devine în Hristos, este o făptură nouă. All the old denominations. Toate denominațiunile vechi. And the old preachers și predicatorii vechi said the same thing. Au spus același lucru.
It's what the preachers aren't saying anymore. Și ceea ce predicatorii nu mai spun în zilele noastre. Go to the Baptist. Mergeți la baptiști. Go to the Presbyterian. Mergeți la presbiterieni. Go to the Congregationalists. Duceți-vă la congregaționaliști. Go to the English Methodists. Duceți-vă la metodiștii englezi. Go to them all. All the theologians. Du-te la teologi. And this is what was said in the days of old. Și asta ni s-a spus în vechime. You are saved only by faith. Ești mântuit doar prin credință. But if you have been saved, you have a new heart and you're a new creature. Dar dacă ai fost mântuit, ai o inimă nouă și ești o făptură nouă. And if you truly are that new creature, și dacă ești acea creatură nouă, you will bear fruit. Vei aduce roadă. If you trust Christ, dacă te crezi în Hristos, you walk out of this building, și ieși din această clădire, and your life does not begin to change, și viața ta nu începe să se schimbe. Nothing happened to you tonight. Nimic nu ți s-a întâmplat în această seară. The last century in America, ultimul secol din America, the theology taught in America this last several decades was nothing like the theology of its greatest preachers. Toată teologia pe care am găsit-o în ultimele decenii din America nici măcar nu se compară cu teologia din vechime. We've got all these new ways. Avem toate aceste noi modalități. We've packaged the gospel message. Am împachetat frumos Evanghelia. So easy. E atât de ușoară. A caveman can do it. Încât și un om din peșteră. That's why there is no power. De aceea nu mai există putere. And that's why in many cases churches look more like a circus than they do like an assembly of holy people. De aceea cele mai multe biserici arată mai mult ca un circ decât o grămadă de oameni sfinți. Are you trusting in Christ alone? Îți pui încrederea doar în Hristos? Has your life changed? Ți s-a schimbat viața? Is it changing? Se schimbă. Because if you repented a long time ago unto salvation, pentru că dacă te-ai pocăit cu mult timp urmă pentru mântuire, the evidence is that you're still repenting today. Dovada este că încă te pocăiești astăzi. And if you believed a long time ago and were saved, și dacă ai crezut cu mult timp în urmă și ai fost mântuit, the evidence is that you're still believing today. Dovada este că tu încă crezi astăzi. And you are growing in holiness. Și crești în sfințenie. Father, I come before you. Tată, vin înaintea ta. I pray that you would use this. Și mă rog ca tu să folosești aceste lucruri. For your glory and for the benefit of your people. Pentru gloria și pentru beneficiul poporului tău. In Jesus' name. Amen. In numele lui Iisus.